Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Să spun așa, ideea că am dorit să fac acest episod pentru că avem niște chestii de clarificat, să spun așa. Ideea e că, da, ne-am reîntors pe 5M, sau pe serverul Cronic România Roleplay. Vreau să discut ceva cu voi foarte important. La ideea că, da, nu știu cum să spun. Deci prin cât am trecut, mi-am pierdut canalul, am primit strike, hate-ul la ordinea zilei. Ideea e în felul următor. Eu am decis să plec de pe YouTube. Am mai făcut videoclipuri de genul, m-am apucat de alte treburi, de alte, cum zic, alte platforme și mai departe. Tot timpul am zis, bă, hai că o să fie bine. O să fie mal cumva. Da, a fost ok. La un moment dat. Până a început să mi se bage bots pe canal de Twitch. Contul mare de Twitch mi l-am pierdut și pe ăla. Că da. Că asta e până la urmă. Ideea e că nu știu ce o să fie. Nu știu ce o să fie pe viitor. Nu știu cum o să... Hai să mă pun eu online. Vreau să încep o altă platformă. Știu că fac multe pauze, dar da, e un pic cam greu. Ideea e în felul următor. Eu am mai făcut live pe ceva platformă mai de mult și vreau să încep din nou să fac acolo. Am emoturi, din câte văd am destul de multe. Se numește Trovo. Ideea e că o să facem pe Trovo, deocamdată, și pe Twitch. Canalul de la Trovo, cât și Twitch, o să-l aveți în descriere. Deci, nu o să șterg videoclipurile de pe YouTube, pentru că sunt foarte multe care, na, asta e, nu vreau să spun. Ideea că am scăzut destul de mult de la chestia cu 5M-ul. Nu aș vrea să mai comentez prea mult, dar ideea de a povesti o chestie mai importantă pentru mine, să spun așa. Vedeți. Statisticile, pe live-uri, live 2 ore, chestii de genul, nu se mai merită, de la cât a fost, am mai fost și live-uri, tot la fel. Ideea e în felul următor. Îi văd, acum că plec, îmi permit să spun foarte multe chestii. Ideea e că acum dacă plec, cum se zice... îmi permis să scot mai multe lucruri la iveală, să spun foarte multe chestii. Ideea e că o să las pe alții să crească, care folosesc hack pe anumite jocuri. Hack-uri, nu hack, un fel de subscribe boost, chestii de genul pentru contentul pe YouTube. Dacă căutați pe acolo, o să găsiți foarte multe. Foarte mulți folosesc treaba asta, pentru că cei micuți nu o să creștem dacă, un exemplu, nu iei promovare și deja mai nou nu prea mai la cine să mai iei promovări, să mai vorbești cu ei și mai departe, pentru că lumea le acum, da. Acum că stau și mă uit la thumbnail-uri, ce zic, am ales să fac numai un thumbnail, nu mă mai chinui cu ele, pentru că, da, asta e...
Nu mai am nevoie să mai fac thumbnail-uri. Nu m-am... Efectiv, îmi pierd orice speranță de a mai face pe YouTube. Pe YouTube, precizez, nu pe live-uri sau așa mai departe. Încă mai spun și încă o dată, eu nu o să mă las de live-uri zilnice, de a crea conținut și așa mai departe. Câteodată, poate m-ați văzut că de mai nou nu prea mai vorbesc, pentru că mi s-a dus tot cheful pe YouTube. Am zis că nu bag de seamă YouTube-ul, numai l-am pornit ca să țin canalul de 2400 de abonați. Nu știu. Mai bine m-aș duce pe Trovo sau pe alte platforme unde mă pot promova, unde pot să cresc mai bine, unde nu e ciuda, hate-ul și mamălul ăla de ce merge mai bine și mie nu. Mai ok. Nu mă afectează hate-ul, nici pe cât nici cât e negru sub unghie, care știe proverbul. Nu mă afectează deloc. Dar, cum să zic eu, chestia de când îi văd pe alții cum cresc și chestia că eu nu pot să cresc așa pentru că, nu știu, da, așa sunt cum mă vedeți, asta e. Ideea e că nu regret cum arăt, nu o să-mi pare rău niciodată și așa mai departe. Dar eu nu o să mă schimb. De multe ori am zis chestia asta, eu nu o să mă schimb pentru like-uri, eu nu o să pup în cur pe nimeni pentru like-uri. Dacă a vrut cineva să mă ajute la un moment dat, m-a ajutat. Da. Ca și membrii staff la mine, nu am obligat pe nimeni niciodată, precizez, n-am obligat pe nimeni niciodată. Dar le-am zis, bă, hai că dacă mă ajutați și voi să dăm un share și mai departe, că na, mai creștem din comunitate, mai, știi, chestii de genul. Dar la mine nu o să vedeți să fac un megal, unul la mână pentru, cum zic, două like-uri în plus. Nu o să mă vedeți că pup în fund pe nimeni pentru la fel subscribe. Dacă îți place contentul pe care îl ofer eu, e clar că atunci când ai intrat, apeși și butonul de subscribe sau de follow, depinde de tine. Sau spui un salut, cum au mai venit și alții, salut, te apreciez, muncești foarte mult, numai că n-ai content. Nu că nu ai content, îmi pare rău că am zis asta. Că content îi. Content îi. Ideea e că nu cresc, știi? Și nu vreau să ajung să fac 10 ani de streaming. Deja sunt pe al 5-lea an. Și știe foarte multă lume. Nu vreau să stau încă 5 ani, să văd că nu am niciun pic de succes față de... Știi? Așa că îmi iau o piatră de pe inimă. Și cu asta vă spun celor care vă uitați pe YouTube, numai pe YouTube, nu pe alte platforme, adio. Dacă doriți să mă mai urmăriți în continuare, după cum am zis, linkul de la Twitch o să-l aveți în descriere, cât și linkul de la Trovo. Încerc pe Trovo 2-3 ani, 4 ani și așa mai departe și vedem. O să le facem live-urile, o să le încercăm să le facem deocamdată, numai dimineață. Dimineață, gen 8-9, sau o să fac un program gen mai de după masă, sau chiar mai spre seară. Ca idee. Știu că toată lumea e la școală, știu că toată lumea dimineața are de treabă, are muncă și așa mai departe. La mine are treabă. La alții văd că au și 500 de persoane pe live la 7 dimineața. Știu că nu e bine să mă compar cu alții, dar îi văd pe câte unul la subscriberii mei că are și 500 de persoane pe live. Am rămas gen, ok, what the fuck is that? Deci, e fucked up ceea ce se întâmplă. Îmi pare rău, încă o dată. Așa că ne mai spunem încă o dată adio, mai pentru cei care se uită pe YouTube.
Și nu o să șterg canalul, o să rămână videoclipurile toate, că am foarte multe și pe și puse pe privat, că na. Multe le-am pus și pe privat, ce nu aș dori să fie pentru public. Dar na, asta e. Iar dacă văd în comentarii hate, că bine ai făcut sau chestii de genul cu argument, fără niciun argument, ca idee, înainte să comentezi, gândește-te că eu pot să mă duc să îți blochez comentariul, mă înțelegi? Și tu nu mai pup comunitatea asta. Poate la un moment dat o să vezi în loc de 2,39 milioane. Nu am de unde să știu. Că niciodată nu știi ce te așteaptă în viitor. La fel ca tu ăsta care te uiți acum la videoclip. La fel ca și altcineva. Și așa mai departe. Oricum, acum de când îmi fac YouTube, pot să spun că am cunoscut persoane foarte minunate care m-au ajutat, încă mai au rămas în comunitate și ne mai cunoaștem, mai vorbim, stăm la o bârfă, chestii de genul. Dar ideea, poate vă întrebați că ideea de ce nu aleg să fac videoclipuri și să le postez în continuare. Cum am făcut la un moment dat dimineața videoclipuri după masă live-uri. Ideea că nu mai vreau. Nu vreau să mă umplu hardul, mai bine aleg să fac live-uri, chestii de genul. Nu mai vreau YouTube, poate numai să stau să ascult o muzică, atât o să mai folosesc YouTube-ul, dar în rest, pentru gaming, o să fie Trovo deocamdată și Twitch o să fie mereu. Da, crești mai greu pe Twitch. Da, asta e. Măcar acolo știu că nu sunt oameni toxici. Nu sunt oameni care amenință alte persoane. Că da, pe parcursul ăsta am primit și amenințări, am și înregistrări, nu-i problemă de asta. Ideea în felul următor. Ala care mi-a amenințat o persoană, numai ți-o spun pe față. Vezi că pentru asta se plătește, mă înțelegi? Nu sunt eu bătăuș sau așa mai departe. Eu, Cileanu. Cine mă cunoaște știe că de multe ori, efectiv, nu-mi place chestiile cringe. De-aia, efectiv, când văd pe cineva și voice la mine pe Discord și începe să înjure, așa de toți morții, se împiedică de alții. Mă înțelegi? Clic dreapta, ban. Dacă nu înțelege cu frumosul, clic dreapta, ban și ai scăpat de el. Cel mai simplu. Nu să stau cum au alții comunități de toxici, cresc mai repede și ajung undeva. Bine, ăștia, acum ajung, mâine nu mai ies aici. Dar adevărați oameni, streameri, care fac content de plăcere, content care nu fac pentru bani, și așa mai departe, tot timpul ei o să crească mai încet, mă înțelegeți? Mai încet pentru că așa suntem noi. Dacă noi le facem de plăcere, atunci așa o să și creștem. Mai încet. Că nu ne aruncăm pe geamuri, mâncăm cactus, înjurăm oamenii, cine cere moderator, dacă nu se donează pentru acel moderator pe lună sau așa mai departe, îi scoate moderatorul. Da, eu de-aia am ales și calea de a aplica ca și staff. Că, da, asta e, asta sunt eu. Da, nu știu, e ceva greu de spus, e greu ce am spus în videoclipul ăsta. Știu că poate nu se va uita nimeni la acest videoclip. Poate se vor uita 2, 3, hai, poate 20 de persoane. Dar în rest, nu cred că o să fie chestia asta. Mă rog, pentru streamerii care sunteți toxici, urlați, bai de capul vostru, coaie, calmați-vă, pula mea, mă înțelegi? Și eu pot să înjur, și eu pot să fac de astea.
Dar decât să fiu un bufon, nu că ideea de a fi bufon și a face pe alții să râdă e ok, dar nu pentru contentul de gaming. Pentru de gaming mai zici o glumă câteodată, chestii de genul. Depinde ce, pe ce jocuri joci, depinde cum faci. Mă rog, sunt foarte multe chestii pe YouTube ăsta care pun exemplu. Nu și-ar avea locul. Am găsit mai nou foarte multe chestii ce nu au locul, nu și-au locul. La fel cât și pentru ăsta pe TikTok. Da. Nu, aici o să pun capăt. Mulțumesc de vizionare. Ne mai auzim pe Discord, după cum am zis, Trovo. Acolo o să facem. Și Twitch. O să le pun toate trei în descriere, plus celelalte informații cu Discord și așa mai departe, că nu. Și cum e descrierea noastră pe care am creat-o. Eu v-am lăsat. Stai că facem o chestie. Am primit discul. Am stat prea mult a făcut, mă rog. Am vrut să fac o chestie, stai că... Bă, dar hăpla fix, adică ca idee. Păi și o muzică de asta și tristă, știi? Nu vreau să fie trist. Adică nu, pentru mine e clar că e un pic trist, că pe 1000 de videoclipuri nu o să fac așa una cu două. Da, poate am greșit că am făcut 1000 de videoclipuri. Am muncit de fapt. Poate asta și problema. Că poate de aia, da, pentru voi. Mult respect, guys. Vă aștept și pe serverul de 5M Cronic România Roleplay. Aici o să ne întâlnim. O să facem viața de admin, dar pe live. Și încă o dată v-am pupat. Ce zic? Mult respect pentru cei care au dat subscribe, pentru cei care sunt băieți, care sunt oameni. Respect în fața voastră jos pălăria. Cum s-ar face. N-am pălărie pe cap, dar mă înțelegeți. Așa că... Na. Ciao, ciao. Atâta m-am dispus.